La începutul acestei săptămâni, judecătorii Curții de Apel Constanța s-au pronunțat în dosarul fraților Mișu și Mihăiță Caratană. Cei doi bărbați din Mihail Cogălnicianu au fost acuzați că în urmă cu câțiva ani au sechestrat mai mulți ciobani pe care i-au exploatat după bunul plac. I-au bătut și și-au bătut joc de ei. Alături de alți apropiași, cei doi au primit pedepse cuprinse între 3 și 9 ani de detenție cu executare, sentința fiind definitivă. În anul 2009, polițiștii din Mihail Cogălnicianu, însoțiți de luptătorii trupelor speciale, au demarat o acțiune coordonată de parchetul Tribunalului Constanța, concretizată în mai multe descinderi la fermele fraților Caratană, dar și la unii apropiați ai lor, cum ar fi Liviu Gheorțu. Aici oamenii legii au găsit 14 persoane, printre care și un copil de 15 ani, care trăiau în condiții inumane, cu mâncare puțină, cu salarii neplătite de mai bine de jumătate de an și cu interdicția de a pleca prea departe. Unii nu aveau voie nici să-și vadă rudele, deși acestea se aflau în zonă. După ce au fost eliberați, cei 14 și-au petrecut 2 zile în sediul poliției, unde au fost hrăniți din banii polițiștilor, iar unii dintre ei prezentau urme evidente de violență. Cu puțin timp înainte descoperirii acestora, oamenii legii din Cogălnicianu au avut mai multe conflicte cu cei doi frați, care au agresat 2 polițiști chiar în sediul poliției. Unul dintre ei este comisarul șef Laurențiu Crap, fostul șef al poliției Mihail Cogălnicianu, actualul comandant al secției 3 a poliției municipiului Constanța. Unul dintre ei este comisarul șef Laurențiu Carp, fostul șef al poliției Mihail Cogălnicianu, actualul comandant al secției 3 a poliției municipiului Constanța. Acesta s-a constituit parte civilă, deși istoricul acestui proces penal este presărat cu fel și fel de declarații contradictorii și răsturnări de situație. Judecătorii au reușit să pună cap la cap toate aspectele. Pentru a trage toate concluziile corecte, acuzațiile aduse clanului Caratană sunt lipsire de libertate, violare de domiciliu, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii și ordinii publice, respectiv lovituri sau alte violențe. În cele din urmă, magistrații au găsit vinovați și au condamnat pe stăpânii de sclavi la pedepse privative de libertate astfel. Mihăiță Caratană, 9 ani de închisoare. Mișu Caratană, 3 ani de închisoare. Liviu Gheorțu, 6 ani și 6 luni de închisoare. Enache Cristian, 7-8 ani de închisoare. Ion Vișan, 8 ani și 6 luni de închisoare. Dumitru Mitrenga, 8 ani de închisoare. Pe proprietatea acestora s-a mai găsit la vremea respectivă și o fabrică ilegală de țigări. Însă aceasta este o cauză separată.